Adata au fost cunoscuți până nu demult pentru memorii și sticuri USB, dar recent acest lucru se pare că s-a schimbat. Compania trecând de la un mediu pe care îl stăpânea deja la unul incert, și anume perifericele de gaming. Dacă în trecut am mai avut o pereche de căști XPG de la Adata, acum a venit rândul unui mouse și unui pad, M10 respectiv R10, pe care compania le marketează ca fiind un combo de performanță și stil într-un preț accesibil. Trebuie să recunoaștem că atunci când vine vorba despre stil, aceste două periferice au din belșug. Vom începe cu R10, padul, asta pentru că reprezintă companionul perfect pentru mouse-ul propus de XPG. Sigur, mulți dintre voi vor fi dezamăgiți de mărimea acestuia, mai ales cei care folosesc gesturi largi în gaming. Pe de altă parte, dacă nu încerci să-i îmbrațe monitorul când te joci, vei găsi un mousepad iluminat RGB, cu o bază din aluminiu, acoperit cu o suprafață ușor abrazivă, care funcționează de minune cu mouse-ul M10 și este patinoar pentru orice alt mouse. Ideea este că padurile de PM10 sunt un pic diferite de cele ale unui mouse obișnuit fiind realizate din teflon, dar cel mai probabil granulația sau procesul de fabricație sunt diferite, pentru că mouse-ul în conjuncție cu padul oferă un control excelent fără să ai impresia că îți pleacă mouse din mână. Este surprinzător să te plimbi cu mouse peste o suprafață abrazivă, cu toate că ceea ce nu ne-a plăcut ar fi zgomotul rezultat. Plimbarea padurilor de teflon pe mousepad, ducând la un sunet nu tocmai plăcut de rindea stricată. Dar dacă reușești să treci peste acest aspect, simbioza între aceste două periferice îți va plăcea la nebunie. Pe lângă faptul că se pot sincroniza luminițele RGB, discutăm despre un mousepad gândit corect, care nu are luminițe în padul propriu-zis lumina scăpând pe laterale și iluminând tot biroul în acest timp. Acest light bleed este foarte plăcut, pe lângă faptul că oferă o estetică aparte. Se poate și schimba, senzorul de amprentă fiind de fapt un buton capacitiv ce îți permite să ajustezi felul în care se iluminează pad -ul. M10, pe de altă parte, propune o estetică mai ninja, suprafața superioară a mouse-ului fiind acoperită cu un strat fin de cauciuc. Discutăm despre un mouse simplu cu șapte butoane, pentru dreptaci, cu un design cât se poate de familiar, dar care ascunde sub carcasă un senzor optic PixArt cu o rezoluție maximă de 3200 dpi care, pe cât de drăguț și simplu arată, are o singură hibă majoră, greutatea. În mod normal, un mouse de competiție are sub 100 de grame. Ideale fiind acele 85 de grame. Aici, XPGR10 propune un șasiu cu o greutate totală de 145 de grame, care s-ar putea să i descurajeze pe unii jucători. Ăsta ar fi cel mai mare dezavantaj, pentru că în rest nu am putut să găsim nimic de care să ne plângem. Forma este cât se poate de ergonomică, iar stratul de cauciuc luptă cu transpirația. Ce să mai, pică extraordinar de bine în mână, indiferent de grip, și în conjuncție cu switch mecanice și un senzor țăpănos, R10 oferă putere brută. În meciuri de LOL sau PUBG putem spune că am dus controlului pe care acest mouse îl oferă în combinație cu mousepad-ul, acest gen de control fiind greu de regăsit odată ce te-ai obișnuit cu el. Așadar, un combo reușit din partea celor de la ADATA. Sigur, nu reinventează roata, dar primești un combo unic în piață. Are câteva hibe, mărimea pad-ului și greutatea mouse-ului, dar, sărind peste aceste două aspecte, acest combo XPG chiar are cu ce să se mândrească. Este un pic diferit și încearcă să se dezică de anumite idei ale pieței și să propună o metodă de control diferită.